Bună ziua și bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Tineri Talentați. În primul rând, la mulți ani! Așa cum am spus anul trecut, și anul acesta avem alături de noi copii talentați din diferite părți ale țării. Astăzi avem alături de noi doi tineri. Să începem cu primul, Simeon Patrick Andrei. Patrick s-a născut la 5 iulie 2005 în București, într-o familie în care arta și creația sunt la ele acasă. Bunicii și unchii săi, pasionați de muzică. Bunicul cântă la chitară, unchiul la vioară. Dar cu mama scriitoare și tatăl șofer profesionist, micul Patrick nu a avut prea multe exemple muzicale. Ca orice copil, a fost atras de radio și TV. Și curând, internetul și-a dovedit utilitatea. Din miliardele de melodii pe care le-ar fi putut alege de pe YouTube, Patrick a îndrăgit muzica clasică. A început să studieze pianul la vârsta de 7 ani, la școala de muzică numărul 4 din București, sub îndrumarea doamnei profesor de pian, Elena Georgescu, și a doamnei profesoare de teorie muzicală, Cristina Joițoiu. Au fost ani dificili, dar frumoși, în care Patrick a jonglat între studii muzicale, muzică clasică și acasă, desigur. Muzică contemporană. Fiind un mare fan al lui Bach, a îndrăgit muzica lentă, calmă, iar de aici până la jazz a fost doar un singur pas. Deseori, domnișoara Georgescu îl întreba: Patrick, tu încerci să-l copiezi pe Mozart? Iar el râdea și nega, știind că, la urma urmei, varianta lui suna mai bine în anii 2000. E greu să ai alături un tânăr care îndrăgește muzica clasică și să încerci să-i lărgești orizontul muzical atunci când posturile de radio nu te ajută chiar deloc. Dar chiar și așa, internetul și-a dovedit din nou utilitatea, iar Patrick a cunoscut muzica lui Richard Clayderman, a lui Yannis Chrysomelis și a lui Iruma. Urechea lui muzicală a furat din gusturile celor din jur. Imaginea lui John Lennon, Can't Help Falling in Love, a lui Elvis Presley, Poruna Cabeza a lui Carlos Gardel, chiar și canonul lui Pachelbel. Patrick a cerut de fiecare dată partitura și și-a încercat forțele cu fiecare dintre ele. Tânărul Patrick a încercat să-și pună puterile la încercare și să și compună, dar din păcate nu a avut nici timpul necesar, nici îndrumarea pe care alți copii o primesc de la părinți, ei fiind în domeniu. Patrick frecventa și școala gimnazială și școala de muzică, iar scurtul timp rămas se împărțea între înot, teme și momentele de copilărie. De joacă! Iar atunci când studiul pianului a început să ia locul jocului, Patrick a decis să protesteze prin a exersa Super Mario Bros. Și Bernard Beer la pian. Muzica a fost și ea pentru Patrick o plăcere, una dintre multele plăceri pe care copiii le au. Acum o să-l rog pe Patrick să ne cânte preludiu, prima piesă. Thank you.
Felicitări, Patrick, ai cântat foarte frumos. Să ne spui doar cum se numește piesa, pentru că știu că este un preludiu, dar nu știu ce preludiu este. Preludiu nu este scris de Johann Sebastian Bach. Foarte, foarte frumoasă piesa. Muzica a fost și este pentru Patrick o plăcere, una din multele plăceri pe care copiii le au. Mulți ani pentru el nu a existat timpul la pian sau timpul pentru exercițiu. El s-a așezat în fața clapelor și și-a făcut temele. An după an, Patrick a auzit aceeași întrebare. Vrei să continui studiul muzicii? Și întrucât el a răspuns de fiecare dată afirmativ, întreaga familie l-a sprijinit material, fizic și mental să facă ceea ce îi place lui, adică să cânte la pian. Iar în iarna anului 2014, atunci când familia nu a mai reușit să susțină financiar talentul lui Patrick, un foarte cunoscut producător, compozitor și interpret român s-a transformat în Moș Crăciun și i-a adus lui Patrick pianul digital necesar continuării studiilor. De-a lungul celor 8 ani de studiu al muzicii, Patrick a participat la numeroase concursuri de teorie muzicală, unde i-a uimit pe toți, părinți, profesori și examinatori. Fără niciun fel de emoții sau efort, câștigă rând pe rând. Premiul întâi la concursul de solfegistică București din 2015. Premiul întâi la concursul de solfegistică București 2017. Premiul întâi la concursul de solfegistică București 2018. Premiul întâi la concursul de solfegistică București 2019. Premiul întâi la concursul Amadeus, ediția 1, 2019. Premiul 2 la concursul național Victor Giuleanu, 2019. Premiul întâi la concursul național de teorie a muzicii Victor Tchaikovsky, 2019. Doamna profesoară Joy Țoiu le vorbește acum părinților despre cele două licee de muzică din București. Din nou, Patrick este întrebat. Vrei să mergi la liceu de muzică? Din nou, Patrick spune da. Acum, vă invit să-l ascultăm cu cea de-a doua piesă. Te rugăm, te ascultăm! Thank you.
Felicitări, ai cântat din nou foarte frumos. Să ne spui cum se numește piesa. A doua piesă se numește Balade pentru Adelin, prezentat de Richard Grandemann. Foarte frumos, ai cântat excepțional. După cum v-am spus mai devreme, a câștigat foarte, foarte multe premii la concursuri de solfegistică. Și atunci când Patrick a fost întrebat dacă vrea să continue cu studiul muzicii, răspunsul lui a fost categoric da. Și iată cum, ajuns în fața examenului de admitere la liceu, în plină pandemie, Patrick se înscrie la Colegiul Național de Arte Dinu Lipati din București, secția Teorie Muzicală. Dă testul de aptitudine online și ia nota 9,93, reușind să devină licean din prima. Felicitări! Este o notă foarte bună pentru un examen de capacitate. În prezent, Patrick este elev în clasa a noua la Liceul de Arte Dinu Lipati. Studiază teorie muzicală cu doamna profesoară Anca Haralambie și pian cu doamna profesoară Ileana Triță. Anul acesta, Moș Crăciun i-a adus multe partituri. Se pare că jazzul câștigă teren. Încet, încet, în fața clasicilor. Oare când îl vom mai asculta pe Patrick cântând jazz la radio? Te-a surprins plăcut Moș Crăciun anul acesta? Da, m-a surprins așa de mult. Și cam tot ce-ți doreai de Crăciun? Au fost cadouri pe care chiar le voiai sau pur și simplu te-a surprins plăcut aducându-ți ceva ce nu-ți doreai? Mi-a surprins foarte plăcut și atunci când îmi dorea așa foarte mult cadou de la Avon și de la Individual Blue, colecția de parfumuri cosmetice. Foarte frumos, le stăpâne, să fii sănătos. Spune-mi tu ce vârstă ai? Am o vârstă de 15 ani și 6 luni. Mulți înainte, deci ești în clasa a noua, ești la început. Cum ți se pare la liceu? Se pare mai greu? Nu mi se pare greu. Dar ar fi fost vreun lucru pe care ai fi vrut să-l faci și nu ai reușit să-l faci până la liceu? Nu, n-ar fi fost foarte greu ca să intru la liceu. Oricum, felicitări, tu ai luat o notă excepțională. Te felicit și sper să ajungi cât mai departe în domeniul muzicii, pentru că tu chiar ai talent și se vede că muncești foarte, foarte mult. Acum, referitor la sărbătorile astea de iarnă, cum te-ai pregătit pentru Crăciun, Revelion? M-am pregătit frumos, iar noi am îmbrăcat elegant, cu o cămașă albă și cu cravată, să sărbătorim de anul 2021 cu șampanie și tort. Foarte frumos. Cât timp petreci de obicei când studiezi la pian? Hai să vedem. Și cred că am făcut cu pian de la vârsta de 9 ani. Să înțeleg că studiez foarte, foarte mult. Pentru că, așa cum ți-am mai spus, se vede că ești foarte talentat. Acum te invit să ne cânti ultima piesă, iar noi ne luăm la revedere și îți mulțumim că ai fost alături de noi. Te mai așteptăm cu drag și în alte ediții. Cu mare drag te așteptăm. Te ascultăm! Thank you.
excepțional. O să te rugăm acum să ne spui cum s-a numit și această piesă. Mareș Tambur a fost scris de Paul N. Senivir. Excepțional, foarte frumos ai cântat. Dragi telespectatori, am avut parte de un concert extraordinar. Și așa cum vă spun de fiecare dată, copiii talentați pe care îi vedeți alături de noi în emisiune sunt tineri care răspund provocării noastre. Și nu uitați de provocarea noastră de pe grupul de Facebook Cala Show. Tot ce trebuie să faceți este să postați pe acest grup un filmuleț cu prestația voastră. Iar dacă ne place, vă vom contacta și vă vom invita alături de noi în emisiune. Acum, pentru a face trecerea dintre cei doi instrumentiști, vă invit să urmăriți un videoclip recent. Tea Dina cu piesa Am ales. Videoclip realizat chiar aici în platoul emisiunii. Videoclip de-a dreptul foarte interesant. O piesă foarte jucăușă. Vă invit să o urmărim acum pe Tea, iar pe urmă vom cunoaște cel de-al doilea invitat al nostru. La început, cu un singur gând, avut un vis nebun, în cântec am să-l pun. Mi-am făcut vise fel și am început să sper că am să ajung un superstar model. Rochii fardu, cisne mai înalte, părul plin de șuvițe colorate, pe scenă vreau să strălucesc. Mâinile în aer aruncate, pe toți o să vă dau pe spate, să ajung un mare star doresc. Eu am ales să joc, să arăt lumii ce pot. Nu am teamă nici frică, n-am azi. Și numai scena, da, ea este viața mea. La show nu voi renunța. E șansa mea, azi eu mă voi lansa, un mare show, acum voi prezenta. Orice s-ar întâmpla, eu am să ajung o stea, în palma mea, voi ține dragostea. Rochii fardu, cisme mai înalte, părul plin de șuvițe colorate, pe scenă vreau să strălucesc. Mâinile în aer aruncate, pe toți o să vă dau pe spate, să ajung un mare star doresc. Eu am ales să joc, să arăt lumii ce pot. Nu am teamă nici frică, n-am azi. Și numai scena, da, ea este viața mea. La show nu voi renunța. Eu am ales să joc, să arăt lumii ce pot. Nu am teamă nici frică, n-am azi. Și numai scena, acum, alături de noi, o avem, avem o fetiță foarte talentată, ce a venit să ne cânte tot la un instrument. Iar o vom cunoaște împreună și vom încerca să dezvăluim așa puțin din iubirea ei pentru muzică. Bună, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Să-mi spui cum te numești. Mă numesc Roșu Claudia Elena. Și câți ani ai? 11 ani. În ce clasă ești? În clasa 5-a. Foarte, foarte frumos. Baftă, pentru că urmează ani de pregătire pentru capacitate. Baftă. Mulțumesc.
Care sunt pasiunile tale? Muzica. Și pe lângă muzică îți mai place, de exemplu, să pictezi sau să faci vreun sport? Nu. Am mai făcut și dans grecesc și not. Cum ai descoperit că ai această atracție către domeniul artistic? Nu știu, am... Pur și simplu ai început să cânti și ți-ai dat seama că asta este ceea ce te definește, nu? Care sunt genurile tale muzicale preferate? Nu am genuri preferate, îmi plac aproape toate. Acum să ieșim puțin din zona artistică și să vorbim puțin despre școală. A trecut mult timp de când am intrat cu toții în această harababură, aș putea spune, cu școala online. Tu cum te descurci acum în clasa 5-a? Mă descurc bine. Și n-ai avut niciodată probleme cu internetul? Nu, n-am avut probleme. Care este materia care te pune cel mai mult în dificultate? Geografia. Dar materia ta preferată? Muzica. Și dacă ar fi să spui că te atrage foarte mult ceva la aceste materii, ce ar fi acel ceva? Nu știu. Dacă ar fi să alegi doar una dintre materiile pe care tu le îndrăgești de la școală și muzica, ce ai alege fără ezitare? Pe română. Văd că te-ai pregătit deja instrumentul cu tine. Da. Te invităm să cânti o piesă, iar noi te ascultăm cu mare drag. Ok. Thank you.
Felicitări! Cum se numește această piesă? Se numește Balada și este de Ciprian Porumbescu. Foarte frumos! Mai că m-am simțit ca la un concert. Acum, cum s-ar spune, să revenim la oile noastre. Ai animale de companie? Da. Câte? Am un cățel, un papagal și mai mulți pești. Cum îi cheamă pe toți? Pe cățel îi cheamă Teddy. Pe papagal le cheamă Ricky și pe pești nu i-am dat nume. Dacă ar fi să-ți petreci timpul cu animăluțele tale, o zi întreagă, care ar fi primul lucru pe care tu l-ai face? Să mă joc cu ele. Iată că au venit și sărbătorile au trecut. Cum te-ai pregătit pentru sărbătorile acestea? M-am pregătit bine, sărbătorind. Ce cadouri ai primit în noaptea de Crăciun? Am primit o imprimantă, un scaun cu rotile. Și deci să înțeleg că Moș Crăciun te-a surprins plăcut anul acesta. Da. Ți-ar plăcea să fie ajutorul moșului? Da. Aș putea spune că în perioada aceasta a sărbătorilor, chiar dacă am stat acasă, dispoziția noastră a fost una diferită, am fost mult mai activi. Tu, cum ți-ai gestionat timpul? Am împărțit lucrurile mai multe. Moș Nicolae, el ce ți-a adus? Dulciuri, multe dulciuri. Deci ai primit ce-ți doreai? Da. Sărbătorile astea de iarnă simbolizează, cred că, cel mai frumos moment din parcursul unui an. Știi ceva colinde? Da. Și ne cânti nouă unul, ne fredonezi așa un refren? Te ascultăm. Colinde, 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 poate fi colinde toată, florile de albe, nu toate la colinde toată. Colinde, 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 cine vine remede, florile de albe și le aduc pe Dumnezeu. Colinde, 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 că se pot cânta colinde și la mandolină. Foarte interesant! Foarte interesant! Bravo! Felicitări! Ia spune-mi, cum te-ai pregătit tu pentru trecerea în noul an? Cu mare distracție. E ceva ce ți-ai propus de mult că vrei să faci anul acesta? Nu. Știu că mulți au, practic, mari așteptări de la anul acesta, pentru că 2020 a fost anul când multe lucruri s-au oprit din parcursul lor obișnuit și atunci toată lumea are așteptări. Tu ai vreo așteptare anul acesta? Să nu mai fie coronavirus. Că
cred că aceasta este așteptarea pe care toți o avem. Acum te mai invităm să ne mai cânți o piesă, pentru că mie personal îmi place foarte mult să ascult muzică la instrumente, iar pe urmă vom mai sta de vorbă. Ok. Dobre, dobre, mă dragă din atare, dragă mie, mă cânti foarte frumos și cu vocea. Ia, spune-mi, cum s-a numit această piesă? Am eu o idee așa din refren, am auzit ceva, dar nu sunt sigură. Dobroge, mandrăgălină. Foarte frumoasă piesa. Cum ți-ai descoperit această pasiune pentru mandolină? Pur și simplu am început să cânt și... Te-ai gândit vreodată să încerci să cânti și cu vocea? Da. Și ai făcut? Ai luat lecții de canto? Nu. Nu? Eu îți spun că ar trebui să încerci pentru că ai o voce foarte cristalină și să știi că vocea ta combinată cu instrumentul la care cânti sună foarte bine. Timpul liber pe care noi îl avem acum nu prea este timp liber, pentru că imediat ce apucăm să respirăm, parcă vine școala peste noi și mai ia niște teme, dar mai ia și tu o carte și citește, că parcă prea stai degeaba. Cum te-ai obișnuit cu toată munca care a venit și cu studiu și școala și alte cursuri pe care le urmezi? M-am descurcat bine. Dar puțin mai greu. Cam ce ai vrea tu să vadă cei care te urmăresc cântând? Ce mesaj le transmiți? Cel mai mult contează să reușești să transmiți un mesaj, este? Da. Așa că să ne concentrăm doar pe mesajul melodiei și să ne mai cânti ceva. Din zor până, din zor până sărat, vechează neîncetat, micuță ca să-și crească al ei o dor. Și ca să dea mâine cu glasul cristalin, îi cântă vertul iubi, plânge ce e tinșor. Rază de zor, ești dragul meu, să dai lume minar, soare tot mereu. Rază de zor, ești dragul meu, să
foarte, foarte frumos. Știi că mie îmi place foarte mult să aud așa tot felul de instrumente care cântă, cum a fost și invitatul de dinaintea ta care a cântat la pian, acum tu la mandolină. Spune-mi, ai încercat vreodată să cânt și la chitară? Nu, n-am încercat. Dar crezi așa din ce ai auzit în concerte atunci când erau posibile concertele, crezi că se aseamănă între ele? Da. Dar din punctul tău de vedere, e mai greu ceea ce faci tu la mandolină față de ceea ce se face la chitară? Nu știu, pentru că n-am încercat să cânt la chitară. Eu am făcut chitară și mi se pare mai greu ce faci tu acum față de ce se face la chitară. Nu spun, și la chitară este foarte greu, pentru că sunt foarte multe acorduri și trebuie să plimbi mâna foarte mult, exact cum faci și tu. Bine, chitară are mai puține corzi. Are 6 corzi și din punct de vedere al sunetului este mai simplu. Dar este mai greu la mandolină pentru că eu văd că are mai multe corzi și faptul că tu îți miști mâinile foarte repede și eu dacă aș fi fost în locul tău, mi-aș fi pierdut numărătoarea. Ne mai cânti ceva? Da. Te ascultăm. Casa românului când se înveselește, ca și stăjarul când înmugurește, casa românului când este iubit, când se copacul. Interviul nostru o să se apropie de final. O să te rog să ne cânti și piesele care au rămas în repertoriu și pe care nu ai apucat să le cânti. Iar dacă mai se mai ivește ocazia să treci prin București, noi te așteptăm cu mare drag aici, pentru că ceea ce faci tu mie mi se pare inedit. Nu toată lumea cântă la mandolină, iar tu cânti foarte frumos. Haide să te ascultăm cântând. Iar pe urmă îți voi pune ultimele întrebări. Întrebări scurte și ne vom lua la revedere. Ok. Putem găsi pe rețelele de socializare? Cum te pot găsi telespectatorii pe internet? Cărăușul Claudia Elena pe Facebook.
Ai TikTok? Nu. Instagram ai? Da. Și cum te numești pe Instagram? Claudia Parajos Selena 09, mi se pare. Nu știu. Înseamnă că nu petreci atâta timp pe Instagram încât să te ocupi de astfel de... Deci, până la urmă, dragi telespectatori, o puteți găsi pe YouTube cu numele său, Claudia Elena, iar pe Instagram, la fel. Îți mulțumim că ai fost alături de noi. Te invităm acum să ne cânti ultima piesă și îți mulțumim că ai fost alături de noi. Ok. Limoară, limoară, fără primăvară, haide să culege, până la male. Treceam peste vale, la o casă mare, cu ușa spre soare, unde șezătoare. Foarte frumos, ai cântat foarte frumos. Îți mulțumim că ai fost alături de noi. Te mai așteptăm cu drag și în alte ediții. Și dacă vrei să treci prin București, de fiecare dată ne poți contacta. Și te vom, atât eu cât și telespectatorii, te vom căuta pe YouTube și îți vom da foarte multe like-uri, foarte multe vizualizări. Dragii mei, ne-am apropiat de final, am ajuns chiar la finalul emisiunii de astăzi. Nu vreau să uitați de provocarea noastră de pe grupul de Facebook Ala Show. Tot ce trebuie să faceți este să postați pe acest grup un filmuleț cu prestația voastră. Iar dacă ne place, vă vom contacta și vă vom invita alături de noi în emisiune. Cam atât pentru astăzi. A fost o primă emisiune pentru instrumentiști și pentru muzica clasică. Noi ne revedem cu drag și în alte ediții și vă aștept atât în fața micilor ecrane, cât și pe voi, dragi tineri talentați, alături de noi în studio. La revedere!